Bună seara! Bună seara și mi-ați dat la mine că se știe matematică. Știți, eu nu profil, nu scris, să zicem la început că facem o lecție atât de interesantă, facem un subiect pentru Tereză, la Facebook, și ei de la început de la like și share. Și să aboneze la Prof Online și pe YouTube. Și pe blog. Și pe blog. Și facem o variantă pentru Tereză. Clasa A. 5-a. Da. Variantă pentru peste, da? Pentru peste. Să zicem. Primul subiect. Un lift pleacă de etajul 10. Pleacă de etajul 10. Coboară la etajul 3. Coboară la 3. Da. Ajunge. La 3. Apoi urcă 9 etaje. Urcă 9. Și coboară 4 etaje. Și coboară 4 etaje. Da. La ce etaj este acum? Asta e un moment. Ia să ne gândim. La ce etaj se află? Păi mai știm. Deci, un lift pleacă de etajul 10. Da. Coboară la etajul 3. Coboară 3 etaje. La etajul 3. Coboară la etajul 3. Adică pe 10 minus 7. 30. Da, era etajul 3. Coboară la etajul 3. Apoi urcă 9 etaje. 12. Și coboară 4 etaje. Adică minus 4, 8 etaje. La etajul. La ce etaj este acum? Etajul 8. Etajul 8. Corect, nu? Da, sunt 4 variante de răspuns, dintre care și 8. Dar este simplu. Cred da, că e ceva mai logic, cred. Da. E ceva mai logic. Deci, de la 10. Cred că am zis dacă cineva face 10 minus 3. Sunt 10, să duce până la... Da, dacă lucrează cu minus 3, coboară la etajul 3. Urcă la... 9 etaje urcă, zice. Urcă 9 etaje, deci 10 și cu 2 deasupra. Nu? Asta înseamnă. A ajuns la etajul acesta... 12. Și coboară 4. Și coboară 4, deci... 1, 2, 3, 4. La ce etaj este acum? Răspuns corect, etajul 8. Corect, bravo copii. 2. Câte numere au 3 cifre? Deci câte numere au 3 cifre? Au 3 cifre. Numere. Câte numere au 3 cifre? Variante de răspuns: 1000, 900, 899 sau 901? 899. Cred. Tu câte ai zis? 999. 999? Nu este. 1000, 900, 899 sau 901? 900. Păi nu trebuie să te gândești. Păi hai, hai să le cifre, de la câte numere au 3 cifre. De la 100 la 900. Așa. De la 100. Primul număr e de la 100. Și ne ducem până la... Ce? 999. Și cum a fost numărul de termen? Că voi știți sumele Gauss, de exemplu. 999 minus 100. 999 minus 100. 999 minus 100 împărțit la 3. Împărțit la cât? Din cât în cât sunt? Din 1 în 1. Împărțit la 1 plus... Și deci câte sunt? Deci sunt 899 plus 1 900. 900. Da, așa ceva răspuns. Da? Sigur că da. Dar este evident. Atâta vreme când noi știm să aflăm numărul de termeni dintr-o sumă, care sumă Gauss, nu la 2, la 3, din 4, 2, de 2, 3, 3 și mai departe, aici sunt consecutive. Din 1, 1. Da? Ca și m-aș întreba, din la 1 până la 10, câte numere sunt? 10. 10, sigur că da. Adică 10 minus 1 plus 1, da? 10 minus 1 plus 1, da. Dar de la 7 până la 29, câte numere sunt?
Dar zi tare, 29 minus 7. Ca să auzim cu jurul. 29 minus 7, 22. Și plus 1 de pe care l-am zis. Aceeași treabă și aici. Deci nu am avut decât să gândim în logica lucrurilor pe care, pe care o știm de așa. Deci 999 minus 100. Și plus. Da? Împărțim, dar numai la 1 nu are rost. Da. Și plus 1. Care înseamnă cât aici? 899 plus 1. 900. 900. 900 de numere. Da. Sunt câte 3 cifre. Aici nu prea ți-a avut așa spiritul la mine. Exact. Hai să o recunoaștem. Da. De ce? Pentru că a spus, bine, câte numere de 3 cifre? Plecăm de la 100. Primul oră de 3 cifre e 100. Și maximul de 3 cifre e 199. Deci trebuia să vedem maximul și minimul, după care să ne gândim care numărul. Și numărul de termen, care iar e foarte important. Da, sigur că da. Bun, deci două lucruri au fost aici. De unde plecăm, unde ajungem și să găsim numărul de termen în intervalul respectiv. Corect. Și capitolul se mai trei. Un comerciant are 10.000 de lei. Deci 10.000 de lei. Lei. Și cumpără biciclete cu prețul de 650 de lei. Biciclete cu 650 de lei. O bicicletă per bucată. Da. Care este numărul maxim de biciclete pe care le poate cumpăra? Care este numărul maxim de biciclete pe care le poate cumpăra? Deci o bicicletă de 650. Una, da, e 650. Care este numărul maxim de biciclete? Numărul maxim de biciclete pe care le poate cumpăra. Păi îl împărțim pe 10.000, dacă este 50. 50. Și vedem cât doar. Foarte simplu. 10.000, da, împărțim. Da, da, să vedem. Cât v-a dat un profesor, cât auziți? 10.000 împărțim 600. Și câte biciclete? Acum să facem. La 650, da? Apropo de împărțirea asta, cum o facem rapid? Intru în 10.000 și le împărțim și împărțim pe acolo. Da, și să fie 65.900. Odată și apoi de 65. De 65. 5, 3, 350. Așa sunt 35. De 5 ori. 5, 25. Și 5 ori 32, da. Și rămâne aici cât? O să rămână în rest 35. Nu, 25. 25, da. Și poate cumpăra 25. Când 15. Răspund 20, 16, 14, 15. 15. Deci 15, da? Da. Corect. Corect. Întrebare. 4. Câte traversări trebuie să facă o barcă cu 3 locuri ca să transporte pe celălalt mal al unui râu 10 persoane? Nu mai întreb o dată. Câte traversări trebuie să facă o barcă cu 3 locuri ca să transporte pe celălalt mal al unui râu 10 persoane? Care e cu 9 locuri? 8. Pentru 10 persoane. Deci o barcă are 3 locuri și are să transporte 10 persoane. Și ia, cele, ia 3 persoane, alea 10, se duce, face într-o, se întoarce și face 2. Și apoi mai ia niște persoane, încă 3 persoane, și le duce și le întoarce. Și apoi mai ia 3 persoane, le duce și le întoarce. Și apoi mai rămâne o persoană care o ia și o duce. Deci și o să fie 8 drumuri. 8 drumuri. Da, mai simplu îl împărțeam pe 10 la 3, rămâneam un loc și vedeam, și după aceea anunțeam. Tot acolo, dar și raționamentul tău e bun. Adică tu spui așa, 3 și cu alu... Pentru al patrulea se duce încă o dată, nu? Da. Și câte drumuri face? 8. Sau... Câte traversări trebuie să facă o barcă? Răspuns 9, 8, 6, 10. 4 nu erau. Da. Dar poate sunt 9, pentru că ea totuși duce. Dacă ne duce pe ultimul, ea trebuie să se și toarcă. Nu știu. Nu
vă spus că nu mă traversează ca doctor. Nu mai va fi așa fi numai. Și atunci? Doar doctor. Și atunci? Da, e bine 8. E bine 8. Ai mai face doar. Nu și voi a trăi. Dar o barca aia a plecat dintr-un loc. Barca aia a plecat dintr-un loc. În locul ăla trebuie să se întoarcă. Da, dar o zici ce trebuie, dar să-i duci pe celălalt mare. Aia rămâne acolo. Da, așa nu. Păi aia trebuie să se întoarcă pe mai numai. Mai citesc o dată, domnul profesor. Mai citesc o dată. Câte traversări trebuie să facă o barcă cu trei locuri ca să transporte pe celălalt mal al unui râu 10 persoane? Vedeți că e, deci e un mal, acum e un râu. Aici sunt cele 10 persoane, da? Da. Așa o treabă cu... Deci sunt cele 10 persoane. Barca se duce o dată și dă pe ăsta 3. Deci, de fel. Câte traversări face ea? Ea. Da. Așa. Ce face? Se duce cu ăsta 3. Păi da, și duce pe celălalt. Se întoarce înapoi. Îi ia și pe ăsta 3. Da. Se duce și se întoarce și pe celălalt 3. Așa, și se duce și le pe ăsta. Și duce înapoi. Și da, dar trebuie să se întoarcă. Dar de ce se mai întoarcă? Da, pentru că... Da, dar nu zice că sunt doar 10 persoane. Ea are singurul obiectiv, să ducă pe cele 10 persoane. Da. Și ca să ducă pe cele 10 persoane, aici a terminat activitatea. Da. Dacă nu mai sunt oameni în partea cealaltă, de ce se mai întoarce? Exact. Sigur că da. Deci și ea de 8 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cred că ați găsit ceva. Că face 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 7, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Deci îi duce și îi întoarce. Și apoi îi duce și se întoarce. Da, îi duce. Practic în 3 drumuri. În 3 drumuri. Face 2. Face 2, cele 2. Da? Cele 2 echipaje. Duce la al 4-lea. 5, se întoarcă 6 și 7 apare. Lăsați două schimbi, poate că și nu. Păi nu, dar e așa, e mă gândesc așa că este de 1 treacă până jos, 1 a 2, iar își urcă sus a 3-a, până jos a 4-a, după aia 5, 6, 7, 8. Da, el se mai întoarce înapoi încă o dată aici? Nu, da. Deci, a plecat de aici? Dumneavoastră, cred că dumneavoastră ați greșit acolo unde este, pentru că uitați. Deci ia primul echipaj, dar îl duce, 3. Îi întoarce. Da. Ia nu îi întoarce, îi lasă pe ea să îi întoarce după următorii. Da. Da. Îi duce, îi întoarce pentru alții, da? Și face deja 4 drumuri. Stai o secundă. Deci așa. Ia, el aici s-a acolo. De ce nu da? Se duce pe cea mare. Dar se întoarce ca să mai alt echipaj. Aici. Da. Așa. Apoi după ce ia, se duce din nou. Se întoarce din nou. Deci. Ca să ia alt echipaj. Deci se întoarce acum cu cei 3. No. Da, și duce din, și se duce din nou ca să ia alt echipaj. Și să se duce iar după alții. Da. Apoi, se îi duce pe celălalt mal. Ia pe el. Ia pe aceea, pe ea, îi duce pe celălalt mal. Se întoarce după la unul. Se întoarce după celălalt. Și-o duce. Și-o duce. Și acum îl duce înapoi. Dar nici duc înapoi. Hai, stai puțin. Hai, că îl duce pe mal. Am înțeles asta mai repede. Pentru că îl duce înapoi pe mal, unde trebuia. Păi îl duce aici, pe malul ăsta. Păi da, și-o scrie 8. Da, da, răspunsul în carte e 9, 9 îmi iese 7, voi ziceți 8. Dar eu ce răspund? 9. Dau ei. Domnul profesor, ce nu-ți dai? V-am spus, uite că v-am spus că-s 9. Dar stai să vedem cum, explică-mi cum. Pentru că eu v-am spus că barca se întoarce la locul ei. Cum și chiar se întoarce 8, unde-s 9? Da, dreptate, da, se întoarce în locul ei. Bine, și unde-s 9? Hai să vedem. Mi-a zis la domnul, bine, pentru că uite. Deci, dacă nu e echipaj, îl duce. Nu, 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 și se face. Îl duce, se întoarce, îl duce, se întoarce. Ia părerea ce-i dată așa. Parcă de acolo era mereu persoane și se întoarce și ea, ia părerea. Păi da, ia părerea trei. De acolo părerea era mereu. Uitați-vă, ia părerea trei și adresează. S-a dus aici. O dată. I-a dus aici. Da. Acum se duce, se întoarce din nou. Se întoarce. Traversează încă o dată, da? Da, doi. Acum ia pus aici, încarcă, da, pe ăștia trei. Da, ia și pe ăștia. Și duce apoi. Și duce aici, îi lasă. Da? Și se duce acum la următorul grup. Iar ia. Ia. Vine aici pe mal. Pe mal îi lasă. Îi lasă. O lăsa nouă deja.
9. Da. În câte? 1, 2, 3, 4, 5. În 5 mișcări. Se duce acum alea pe... Repăsta. Nu e așa, domnule. Dar cum? Zi tu, Marta. Hai, zi. Tine tu. Da, arată și tu. Am arătat că s-o. Cu 8, da. Adică am făcut că s-o. Hai, bine, zi. A, și tu vrei și înapoi să se întoarcă. Nu, mama. Bine, hai, zi. Cum? Deci... Când ia prin primii trei, da. Îi duci și faci un drum, da. Se întoarce, mai faci un drum. Când îi ia pe alții, mai faci un drum. Apoi nu se întoarce, mai faci un drum. Când îi ia pe ai... A noua, da, pe a doua. Faci un drum. Da. Când se întoarce, faci un drum. Da. Îi ia pe celălalt, faci un drum. Adică când se întoarce, faci un drum, îi ia pe celălalt, faci un drum. Când îl duci înapoi pe mari, faci un drum. Păi că tu când zici când îl ia, deja asta înseamnă că deja îl ce duci. Mama, deci l-am luat de acolo, de pe mamă, și l-am înțeles. Măi, voi, copii, eu, domnul, să uitați, nu stai puțin, uite, îi ia pe ăștia trei. Uite, un drum, îi duci, 1, 2, 3, gata, e descărcat. Corect? Da. Pe mamă ăla, e descărcat? Dar ea, îi ia de aici, aici e descărcat? Da. Da. Acum se întoarce înapoi gol. Da? Da. Îi ia pe ăștia trei acum. Da? Da. Și cât faci? Așa, hai. Așa, uite. Hai, uite, ștergem. Da, ia, s-o duc cu ăștia trei. Îi aduce aici, îi lasă. Da. Cu ăștia trei. Da? Îi lasă. Acum se duce după ăștia trei. Da. Da? Îi ia în mașină, îi aduce aici, îi lasă. Da? Se duce după ăsta unul, care a mai rămas. Îl ia și pe ăsta. Îți agățează și pe ăsta pe malul ăsta. Câte-o făcut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și l-o și lăsat, și pe ăsta. Unde-s 9, unde-s 8? Nu înțeleg. Deci, numai în cazul în care el revine la poziția inițială... Atunci, da, 8. Da, dar hai să spune 9, nu? Da. Păi și noi, pe noi, când am făcut așa... Dar, da, în carte poate să fie greșit. Dar, ia, dar hai să vedem concret. Voi v-am făcut operația în sine. Eu de ce am și apucat de desen? Pentru că tu zici, se duce să-mi place, iar duce să-mi place și faci de două ori pentru fiecare mișcare, dar el, în mișcarea de întoarcere, se și întoarce cu plinul înapoi. Da, uite, deci, și el se duce, îl încarc după aia trei, îi duce pe cel mai i-a lăsat. Da. Nu? Da. Se întoarce gol, ia pe următorii trei. Sau deci, mai este și domnul profesor, cumva trebuia să ținem cont că e și șoferul care conduce barca. Și atunci ea mai trebuie doi? Da, chiar. Ia să vedem. Deci, ia mai... Deci, mai citesc o dată, domnul profesor. Da, 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 da. Deci, câte traversări trebuie să facă o barcă, dar barca asta e condusă, nu? Da. Așa. Nu știu. Câte traversări trebuie să facă o barcă cu trei locuri ca să transporte pe celălalt mal al unui râu 10 persoane? Da, se poate... Există variața asta pe care s-o și cu șoferul. Da, adică cu cel care o conduce. Da, să nu aibă posibilitatea să... ia de câte doi. Ia să vedem, domnul profesor, ajung la nou? Da. Așa? Da, cred că da. Ia să vedem. Deci, preocuparea care este nou. Da. Și dacă e și șoferul. Aaa, are și șoferul ăla care duce. Ia să vedem așa, dacă ajungem la nou. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Așa, deci era 2. Era 2. Îi duce. Da, da. Puneți-i acolo, că îi lasă domnul. Da. Îi lasă. Și face un drum. Deci, apoi să duci mai a doi. Îi lasă. Ia-l, ia pe ăștia. Îi lasă. Apoi să duci mai a doi. Îi lasă. Și îi lasă în nou. Să duci mai a doi. Îi lasă. Îi lasă în nou. Să duci mai a doi. Doi. Și îi lasă. Ia vedeți tot profesor, câte sunt acum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asta este. Asta era și puterea. Bravo. Deci, iată că se prinde de poarta asta, că barca înapoi nu s-ar fi dus sigură. Nu merge sigură. La asta chiar... Cum să nu merge sigură? Stai, stai, stai. Este o problemă de perspicacitate. Există mașini care merg singuri. Există și mașini care merg singuri. Ia să-mi le-a luat. S-a reinventat. S-a reinventat deja. Și apoi am intrat. Noi vorbim despre situațiile practice. Eu știu că mașina mea nu merge singură, poți să-i faci orice. Da. Sunt mașini care merg singure. Gata, 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 acolo s-au fi făcut fel de experimente. Dar noi vorbim de o chestiune practică.
Corect, barca aia cum se întorcea? Și chestiunea, practic asta se prinde, când se întoarce înapoi barca, singură nu. Și aici te prins foarte bine, că numai câte doi poate lua. Când spuneți are trei locuri, că spunea că are patru. Și da. Diversificacitate, vedeți? Da, probleme diversificacitate. Foarte frumoasă. Dar ne-am lăbărit. Chiar, uite așa, din dezbaterea de dezbaterea acestea, ne dăm seama și de chestiuni de mai definețe dincolo, care, na, scapă pe moment. Corect. Da? Corect. Bun. Cinci. Problema numărul 5. Câtul împărțirii numărului A egal cu? Deci câtul împărțirii? Numărului A mic egal cu? 7 plus 14 plus 21 plus și așa mai departe plus 98. La numărul B, care este egal cu 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe plus 14, este. Deci trebuie să facem câtul împărțirii lui A la B. Lua la B, da. Am A împărțit la B egal cu un cât și un rest. Câtul ne interesează, da? Deci, aha, probabil, egal cu B orice, plus restul din care am împărțit plus. Cât este câtul împărțirii? Ia, stai bine, păi mai întâi facem pe A, pentru că este mult mai simplu. Da, facem pe A. Trebuie să scoatem și observațiile. Te rog. La A sunt de 7 în 7. Da. Și la B sunt consecutive. Bun. Da. Și? La A putem să scoatem pe 7 în 7. Perfect. Deci A egal cu 7 pe lângă, pe 7 pe lângă. Deci vine 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte. Plus, acolo o să fie... 14. 14. Da. Dar stați puțin. Aoleu. B-ul este 1 plus 2 plus 3 plus 14 și A-ul este 7 pe lângă. 1 plus 2 plus 3 plus 14. Și cât o să fie cât? Și atunci cât o să fie 7? 7. Sigur că da. A împărțit la B egal cu? 7. Cât un 7? Cu alte cuvinte noi scriem așa. A egal cu 7 ori B. Ori B. Da? A egal cu 7 B. Să vedem chestia. Câtul este 7? Ai înțeles ceva? Interesul bine. Da, mergem mai departe. 6. Ecuația 4 pe lângă x plus 1. 4 pe lângă x plus 1. Egal cu 2x plus 10. Are soluția. Să cât este x. Soluția. Și poate egal cu x? Da, voi trebuie să calculați. Este egal. Da, cu cât x? Scoate pe x. Scoate pe x. Păi, hai lucrează, zi. Cine vorbește? Hai, da, te rog. Facem distributivitatea în prima, da, în prima parte. Deci subscriem cu 4x plus 4 egal cu 2x plus 10. Și acum scădem un 2x din ambii membri. Da. Și o să fie 2x plus 4 este egal cu 10. Așa. Și acum scădem că 2x este egal cu 6. Adică scădem cu 4. Da. Da. Și x este egal cu 3. Stefan, așa tot la știință? Nu, nu poate să facem așa. Să facem 4 ori x plus 4 ori 1, doar cu 2 x plus 10. Păi asta a zis eu, 4 ori x ori 4 ori 1. 4 x ori 4 ori 1, 4. Da? Deci eu pot putezi de da? Și v-ați dat 3, corect. Asta nu, nu. 7. 7. Cel mai mic număr natural de 3 cifre, care împărțit la un număr natural de o cifră, dă restul 8 este... Hai zic o dată. Deci. Cel mai mic număr natural de 3 cifre. A, nu zice distincte. Cifre. Nu zice distincte. Da. Da. Deci cel mai mic număr natural de 3 cifre. Care împărțit la un număr natural de o cifră dă restul 8 este... Da, la o cifră. Divizibil sau împărțit? Nu. Se împărți la 8. La un număr natural de o cifră. Cifre. Dă restul 8 este... Adică ABC. Hai să scriu teorema împărțirii cu asta. ABC. ABC este egal cu C ori D plus 8. C, tu, ori D, dintr-o singură cifră, nu? Că împărțitorii de cifră. Plus 8. 8. Păi să vedem cine este cel mai mic număr natural din 3 cifre. 100.
100, da? Cel mai mic număr natural dintre cei, dar 100. O cifră care se împart la 100 ar fi 1. Deci, ce împărțit-o dacă restul, dacă restul este 8? 10. Dar ia. Ascultă, dar. Dacă restul este 8, împărțitorul cât poate să fie? Împărțitorul trebuie să fie mai mare. Asta e. Mai mare decât 8, adică cât este 9. Nu, obligatoriu. Da. Nu poate să fie 1. Deci trebuie să găsim cel mai mic număr de 35 care se împart la 9. Asta e Marta. Ce mai se împart la 9 să le areste 8. Okay. Deci n-am voie să mă gândesc la alt împărțitor. Câte vreme restul e 8. Deci împărțitorul trebuie să fie neapărat 9. Păi eu vă dau la așa numărul. 108. Deci 108. Asta e cel mai mic număr. 108. Împărțit la 9, o să fie 12. Cât face? 12. Deci face 9, 12. Păi, dar nu mai dă rest. Păi dacă îți dă 12, nu mai dă restul ăla, trebuie să fie restul ăla. Adică 100, deci mai întâi găsești cel mai mic număr care se împarte la 8 și la 9, care se împarte la 9. Care se împarte la 9 și la 9, așa. Deci 108 plus 8, asta 16. Dar poate e altul mai mic. Nu. Păi 11, de exemplu, nu? Sau cât ai zis învățitorul e? 9. 10. Da, dar 10. 90 plus 8, nu e de 3. Cel mai mic număr de 3 cifre și... 11. 9, 11? 99, dar trebuie să fie 3. Plus 8? Plus 8? 99 plus 8, cât dă? 107. 107 e număr de 3 cifre? Da. Asta e mata. Ați înțeles? 107. Deci să găsească cel mai mic număr din 3 cifre. Și atunci am zis că iată, împărțitorul este obligatoriu 9. Și zicem 9 ori 11. Da? 9 ori 11. 90 cât ai făcut? Hai să luăm așa. 90. 90 plus restul? 8. 8. Dădea 98, nu e. 98 și nu place 98 pentru că e un număr din 2 cifre. Și atunci sunt obligat să zic 9 ori 11, care face 99, plus 8, îmi dă peste 2 cifre, mă duc la 3 cifre și face 7. 7. Ăsta e cel mai mic număr, cel mai mic număr din 3 cifre. 107, da. 9, o să dea 1, o să dea 11, și restul 8. Ce-a făcut autorul aici? Haideți să vedem. Cu ce ne alegem la ghiștul ăsta? Păi autorul a vrut să vedem dacă ne dăm seama că trebuie să număr cifra care împărțitorul este? Împărțitorul este 9. Deci prima chestiune care a avut-o din vedere a fost asta. Sunteți voi atenți că restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul? Totdeauna. Și fiindcă restul e 8, apoi împărțitorul este mai mare cu cel puțin o unitate. Și dacă ne dăm seama că, de exemplu, am spus 108, dar era 107. Tu ai avut 12, dar nu era cel mai mic. Era cu un șal tău. Da, dar era cel mai mic. Să vadă că trebuie și la număr 2. Și nu dă restul peste împărțitorul. Păi dă restul, dar nu e cel mai mic el. Nu știi cum dădea Ștefan restul 8? La 9 ori 12 dădea 108, ea aduna 8 și eu mai zis 116. Dar 116 nu mai era cel mai mic. Ai înțeles? Da, și cu 116. Deci, bun și acela, dar nu cel mai mic. Era cel mai mic. Da. El are calitate, care spune autor, dar nu-i cel mai mic. Și ce condiția cealaltă e cel mai mic. Să fie cel mai mic. Problema da, deci, clar de acum. Ne-a zis dintr-o singură cifră, împărțitorul dintr-o singură cifră, ca să îngrămădească problema numai varianta nouă. Da? Dintr-o singură cifră, dacă s-a din două cifre, nu mai aveam posibilitatea să ne oprim aici la nouă. Putea să fie 10, 11, 12, nu? La restul dintr-ții. Și atunci lucrurile erau complicate. Face o selecție foarte bună. Foarte. Nu am pățire cu rest. Până aici îmi place cum gândește teza. Da? Bun. Problema mă rog. Cel mai mic număr natural care împărțit pe rând la numerele 8, 12 și 8, deci 10, dacă ai un pic de răbdare. Deci, cel mai mic număr natural care împărțit pe rând la numerele 8, 12 și 18
dă de fiecare dată restul 7. Este. Este. Deci nu e... Restul 7. Da. Împărțit la... Nu e capul 2 ori la 3 parte la 2. Împărțit pe rând la numerele. 8. 8. 2. 8 ori C1 plus... 7. 7. După aceea împărțit la 12. 12 ori C2 plus 7. Și împărțit la 18. 18 ori C3 plus 7. Dă de fiecare dată restul 7. Este. Cine este cel mai mic număr natural care e așa de deștept încât împărțit pe rând la 8, 12, 18, să dea același restul 7? Facem de la 8. Păi, l-am scris unul. Da? Le-am scris. Adunăm unul în fiecare. Hai să-i poate, nu te mai lipești. Deci, între 8 și 7 este 1. 1. Dar între 12 și 5 nu mai este 1. Și 7 nu mai este 1, e 5. Deci, e clar. Da. Altceva. Altă idee. Ce să facem acum? De același rest. Scăpăm de 7-le astea. Minus 7 la memele. Și care se așează așa. N minus 7 egal 8 ori C1. N minus 7 egal cu 12 ori C1. Și N minus 7 egal cu 18. Ori C3. Nu, C2, C3. Da. Oh. Parcă îi place mai mult. Nu? Colați ochiul ea. Da. Și îl vrem pe cel mai mic număr. Cel mai mic. Acum, descompunem fiecare număr în parte. Deci avem cel mai mic multiplu comun. A, da. Cel mai mic multiplu comun. Și acum pe 8 trebuie să... Da, scot. O pic, să facem un pic de... Adică să insistăm aici. Nu minus 7. Asta poate fi văzut și el ca un număr. Corect. Aici spune că de minus 7 este egal cu multiplu de 8. Da. Multiplu de 12. Adică se împarte exact. Și la 8, și la 12. Nu minus 7. Hai să traducem asta, că noi știm asta. Deci nu minus 7 se divide la 8. Da. Nu minus 7 se divide la 12. Și tot nu minus 7. Se divide la 18. Și acum problema este că sim ce n minus 7 să se divide și la 8, și la 12, și la 18. Păi începem cu... le descompune pe fiecare ca să vedem... Pentru că trebuie să aflăm cel mai mic multiplu comun al numărului. Și începem cu 8. 8 e 2 la 3. 8 e egal cu 2 la 3, da? Da, 12 o să fie 3 ori 4. 3 ori 2 la 2. Nu? Aha. Și 18 îl împărțim prin 2. 2 ori? 2 ori 9, 3 la 2. 2 ori 3 la 2. Da? 2 ori 3 la 2. Și ia, tragem din ce facem. Cel mai mic multiplu comun este? Păi luăm pe 2 la 3. 2 la 3 la cea mai mare. Da. 2 la 3 ori 3 la 2. 3 la 2. 3 la 2. Și este în calcul? Nu mai facem. Nu scriem cătui. Păi, acum putem scrie, dar între timp... 9? 72, da? 72. Și o să fie 72. Nu, cine este? N, o să, N minus 7. Așa zice. 72. E cel mai mic multiplu 72, dar noi putem să găsim și alți multipli. Dar e interseala cel mai mic, care va influența la N minus 7 cel mai mic. Corect. Deci de aici înseamnă că N minus 7. N minus 7 este egal cu 72. Adică N egal cu... N este egal cu 65. Cu 79. Păi când îl aduci?
pe 7. Ah, nu 78. 79. Ia să facem probă, ăsta e numărul? Să vedem. Nu cred. Ia să facem. 79. 79 împărțit la 8, să dea un număr rest 7. De 9 rest 7. 9, da? 9, 8 ori 9, 72. 2, 3, 7. 3, 7. Bun. 79 împărțit la 10, 5, 6. 5, 5, 6. 6, 6, 72, dar este 7. Și 79 împărțit la 18, dă... Ia să văd ceva. Acolo, stai. Împărțit la 18, dă 4. Dă 4 și de 7. 72. O, e excelent. Ăsta e domnul profesor. Excelent. Da? Foarte frumos problema. Unde, unde n-ați pierdut acolo? Hai să vedem. Unde? Deci, de unde ați avut greutăți, nu intrați în probleme, ați parcă pe deasupra. Greutatea era că nu știam ce să facem cu plus 7 la ăla. Asta era. Nu era nicio chestie care să ne vină în minte. Vedeți? Dar voi aveați experiența unor ieșiții de tipul ăsta în care se întâmpla ca să fie acele diferențe între învățător și rest. Că adunați aceeași, ați căutat în experiența voastră anterioară, să adunați încât să puteți scoate în factor comun. Ideea era scoateți factor. Dar autorul zice, nu, că vă dau eu altceva. Același rest. Același rest duce în stânga și de fapt acum apare, nu? Faptul că termenul din stânga este divizibil la 8, la 12 și la 18. Și cel mai mic multiplu comun al lor. Deci, vedeți, intrarea în problemă a fost dificilă. Excelent. Da? A doua chestiune. După ce ai făcut asta, ideea de a avea multiplu comun. Da, și trebuia să scrii numele, să le... Și descompunerea lor și aflarea cel mai mult multiplu comun, iată probleme... destul de interesante, adică a verificat prin chestia asta niște lucruri frumoase. Foarte multe. Teorema împărțirii cu rest. Exact. Am dat foarte multe. Da? Da? Da. Deci sunt lucruri pe care merg, cu care noi plecăm de aici. Prietenii noștri, dacă acum cei care să dea la și share, ai văzut de teză, să saboneze. Cei care stau acum și urmăresc lecțiile. Dar profesor, cum în mașina 10? A mai crescut, da? Să vedem dacă o stau, dacă ei stau acum. Dacă le urmăresc. Da. Sigur ne urmăresc, dacă e cea mai băină. Sper că avem condiții foarte ales. Atatea să facem lecții interesante. Sigur. Și am avut dreptate. 29.210. Da? 60.000. Bun. Da. Hai să vedem. De ce? 9. La un turneu de șah de tip eliminatoriu s-au înscris 256 de concurenți. 256 concurenți. Numărul partidelor jucate în total este... Partidelor jucate în total este... Mai repetăm o dată. Deci, la un turneu de șah de tip eliminatoriu, s-au înscris 256 de concurenți. Câți concurenți joacă șah? Doi. Doi, da. Numărul partidelor, adică câte partide joacă ei? Deci, repărți pe 256 la 2, dar jumătate, deci, practic, păstru numai jumătatea respectivă, pentru că spune că e numărul partidelor. Spune că e eliminatoriu. Da, deci practic jumătate din ei pleacă. Da. Și doar jumătate rămâne. O să dau jucători. Deci, așa, și câte, și câte probe? Și când, la prima rundă de joc, câte s-au jucat, câte partide s-au jucat? La primul tur, cum se zice, la prima rundă, adică prima, fiind 256 de concurenți, da? Numărul partidelor jucate în total. În total, ne trebuie. Dar pentru prima dată, când cei 256 se așează la tablă, câte doi, câte partide au? 128, jumătatea numărului ăla. 128 de partide. Deci, în prima parte, prima parte, 128 partide. Pentru că am făcut cu 256 împărțit la 2, egal cu 128 partide.
În a doua parte. În al doilea tur, etapa a doua. Însă eu 128 în părți la 2, adică 64. 64? De partide. Apoi, în al treilea. Pentru că 128 mai am împărțit la 2 și am făcut 64 partide. În a treia partidă să fie 32. 32. De partide. Pentru că, de fapt, 64 l-am învățit la 2. În a patra, și în a treia, 16 partide. În a patra etapă, 16 partide. Și asta din 32 învățit la 2. În următoarea o să fie 8 partide. Apoi, în a cincea etapă, nu? Da, o să fie 8 partide. Da. În a șasea... 16 împărțit la 2, egal cu 8. În a șasea o să fie 4. 4 partide. Care înseamnă... Care înseamnă 8 împărțit la 2. În a șaptea o să fie 2 partide. Da, 2 partide. Iar în a opta... În a opta o să fie după o partidă. Deci e 4 împărțit la 2. Și la 8-a. O să fie o partidă. Nu în a 8-a. În a 7-a. A, în a 7-a. Da? Doar că așa, 5-a, 6-a, a 7-a au fost, așa, ca 8-a. O să fie doar o partidă. O singură partidă. Și acum trebuie să punem pătrele. Deci a fost vorba de 2 la 0, a fost 2 la 1, a fost 2 la 2, a fost 2 la 3, a fost 2 la 4, a fost 2 la 5, a fost 2 la 6, a fost 2 la 7. Da, care tot o zicem de 5. Deci numărul partidelor este 2 la 5 sau număr partide egal plus 2 la 0 plus 2 la 1 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4 plus 2 la 5 plus 2 la 6 nu? Și 2 la 7. 2 la 7. 55 de partide. Face 255 partide. N-ar fi dat numărul ăsta. N-ai mai văzut 25. N-ar fi dat, am văzut. Voi v-ați fi oprit la 102. Așa este? Corect, Stefan? Deci, care a fost capcana? De ce n-ați fi avut curaj să atacați unei probleme? Păi 255, 257 de concurent, 255 de partide, da. N-ar fi gândit niciodată, corect? Adică, asta te gândim că rămâne numai unul. Că rămâne numai un concurent din jurul nostru. Nu deodată nu poți să dai de relaționat, pentru că mi-ai făcut așa. Exact așa, ca să nu poți aduna. Ca să poți convinge. Asta că nu mi-am gândit la faptul că îți poți fi mai multe... Ei s-au putut de la 158 de partide, joacă 257 de concurent. Nu ne-am gândit mai multe runde. Mai ales că era capcana asta, domnul profesor a răspunsul. Ia uitați. A, 256, B, 128, C, 255, D, 512. Dar de unde da. 512? Dacă exact. Mai s-au pus și acolo, adică... Mai pus 256 ca să... Da, așa și exact. Au pus 128 ca să vă oprească după 128. Au pus 255 și voi ziceați, n-are cum. Nu? 255, nici cum asta. Da, și 512, vă credeați că e dublul ăla. Apoi oricum, juca câte doi acolo, nu știu ce... Înțelegi? Da. Șmecher, șmecher autorul ăsta, de asta te explicați date. Da, deci trecat și chestiuni frumoase în care te pune la încercare. În clipa în care facem analiză riguroasă așa, descoperim firul problemei. Au jucat atâtea partide câte doi, pleacă ce rămân din nou, intră în runda a doua, a treia, a patra și... În finalul da, foarte fain. 10. Păi stai cum s-a din acum la 10. 10. Un elev primește 8 euro pentru o problemă rezolvată bine. 8 euro. 8 euro dacă rezolvă o problemă bine. Da, euro pentru... și eu așa. Pentru o problemă rezolvată bine. Problemă bine. Bine. Dar plătește 5 euro pentru fiecare problemă nerezolvată. Aura, 5? 5 euro.
Pentru o problemă nerezolvată. Una problemă nerezolvată. După 26 de probleme, elevul nu plătește nimic. Dar nici nu primește. Deci după 26 de probleme, elevul nu plătește nimic, dar nici nu primește. E pe zero. Elevul nu plătește, dar nici nu are bun. Pentru că nu le-a făcut nici bine, nici prost. Ce zero. O parte le-a făcut bine, pe altele le-a făcut prost. Exact. Numărul problemelor rezolvate este, ai citesc o dată? Da. Am înțeles, Nica. Un elev primește 8 euro pentru o problemă bine rezolvată. Dar plătește 5 euro pentru fiecare problemă nerezolvată. După 26 de probleme, elevul nu plătește nimic, dar nici nu primește. Numărul problemelor rezolvate este... ceva genul că găsim multiplu care se bate la un două, pentru că practic el după 26 de probleme, el a primit bani, dar a dat afară aceeași sumă de bani. Cum ar fi, de asta n-a primit nimic și nici n-a dat nimic. Adică, ce nu știm noi în problema asta? Nu știm câte probleme a rezolvat și câte n-a rezolvat. Nu, din total. Păi acum, domnul profesor... Și întrebarea este câte probleme, numărul problemelor rezolvate. Păi dacă sunt... Atenție, pe care le-a rezolvat. Păi, trebuie să găsim. Deci, practic, ei au făcut un număr... De 26 de probleme. De câte ori 8. De câte ori, deci, cum ar fi un număr ori 8, trebuie să fie egal cu un număr ori 5. Alt număr ori 5. Și așa ar fi să mă gândesc. Deci faptul că cât câștigă și pierde, hai să notăm cu X numărul problemelor rezolvate bine. Da. Și cu Y numărul de problemelor rezolvate... Prost. Nerezolvate. Așa fac. Nu? Deci, și inclusiv ne chinăm 26. X numărul problemelor rezolvate bine. Rezolvate. Bine. Rezolvate. Bine. Notăm bine. Cu Y. Numărul problemelor nerezolvate. Nerezolvate. După 27 de probleme. Adică X plus Y sunt toate probleme. Gurie sau urele? 26. Adică X plus Y la 26. Da. Odată. Și după 26 de probleme, elevul nu plătește nimic, dar nici nu primește. Adică cum ar fi că X egal cu Y? Nu știu. Nu sunt egale, dar de atât de, deci X oriceva, trebuie să fie egal cu Y oriceva. X ori cine? X ori 8? X ori 8 trebuie să fie egal cu Y ori 8. X ori 5. Da? Y ori 5. Deci am X ori 8. X ori 8 trebuie să fie egal cu Y ori 5. Atunci ce zici X ori 8, mai Ștefan? X ori 8 înseamnă ce este? X ori 8 înseamnă suma pe care a primit-o. Adică dacă ar fi rezolvat 3 probleme, vine 3 ori 24. Dacă a rezolvat 7 probleme bine, 7 ori 56 prima. Dar are proaste probleme rezolvate sau nerezolvate un alt număr, Y. Și suma pe care o primește, o și plătește înapoi. Și deci rămâne pe zero. Deci asta este. Faptul că rămâne pe zero este ascuns aici. În relația X ori 8 primit. Și Y ori 5 dat. Și n-a făcut, se află pe zero, s-a făcut dat, primit, a și dat. Și acum poți să răcori? Deci, ca să facem așa mai logic, X ori 8 trebuie să... Ultima cifră din X ori 8 trebuie să fie 0 sau 5. Ca de să ce? Fie. De pentru ce? Că Y ori 5, orice număr ori 5, trebuie să dea 0 sau 5.
Și mă gândesc că să fie același lucru și la celelalte. Da. Și atunci m-am gândit la un număr mai apropiat, adică un multiplu de 8, care este 0 sau 5. Stop. Ce părere ai, X-ul va fi mai mare decât Y-ul? Nu, X-ul va fi mai mic. De ce? Pentru că este și numărul mai mare. Adică nu, 8-ul este mai mare, mai mare ca 5. Sigur că da. Și... din cauza acestui lucru. Aici mărimile sunt invers proporționale. Dacă ăsta e mare, ăsta e mic. Ăsta e mic, ăsta e mai mare. Și asta e egalitatea, nu? Și doamna profesor, m-am gândit la un număr, pentru că m-am gândit la un multiplu de 8 care se termină în 0, în 0 sau 5. Nu mi-a venit. Nu există un multiplu de 8 care să fie, o să termină în 5. Și care? Și 40 ar fi un multiplu de 8. Atunci Y o să fie 5 și Y o să fie 8. Păi și dă 26? Nu, dar uite, deci m-am gândit la 26 de grăbire. Neapărat? Asta e controlul. Deci, ai 85, 13, e jumătate la 26, înseamnă că... 30. Înseamnă că, hai, te apropii. Ai zis X5 și deci, Y8, dar e jumătate la 26. Păi, e 8 plus 5, adică de 13, și 5 plus 8, de 13. Ai zis X5. Păi da, am zis X5. Dublează. Păi da, X-ul deci, are 5, uite aici... Ai dat 26, gata, domnul profesor. Hai, da, am văzut. Deci, tu ai vrut să faci problema asta și te-ai gândit bine, până într-un loc. Și ai făcut-o când nu trebuia. Acum am gândit la tot, gata. 5 și 8, m-am prins. Deci, ea vede că, pentru a fi egalitatea asta, X-ul trebuie să fie 5 și Y-ul... Trebuie să fie 8. Și atunci el spune așa, 5 ori 8 egal cu 8 ori 5. Egal cu 8 ori 5. Perfect. Dar tot atât de bine, dacă mulțeai cu 2, 2x și cu x-ul făcut 5, adică 10 ori 8, egal cu 16, nu? Aha. 16 ori 5. Și că egalitatea asta spune că x-ul să fie 10. 10 și y-ul să fie 16. Pentru că trebuia să controlăm X plus Y. Aveam nevoie de X plus Y. Asta am pentru că tu ai vrut să te duci așa. Da. Dar merge și un calcul foarte elementar simplu. Ce calcul? Păi, adică... Din prima relație X cu cine e egal? A, din prima... Da. Deci, egal cu 26 minus din prima relație, X-ul e egal cu 26 minus Y. Dar eu vreau să aflu de 8 ori X, să așa locuiesc. Locuiesc pe X-ul. Locuiesc pe X-ul. 26 minus Y. Cine e? Așa, acum o să fie 26 minus Y ori, adică nu ori respectiv minus 8 Y. Egal cu? Este egal cu 5 Y. 5 Y. Și calculăm ce ar fi și așa. Și aplicăm distributivitatea. Uite. Da? Distributivitatea. 125 și 640. 648, 16, 20, nu, 20. 28, da. 208. Minus 8 Y, egal cu 5 Y. Și ducem termenii cu Y în partea cealaltă. Sau adunăm 8 Y. Și o să fie 208 este egal cu 13 Y. Și atunci 208 împărțit la 13. Și Y este egal cu? Și Y este egal cu 8. 208 împărțit la 13. Care este egal cu 8. Nu cred. Și Y este egal exact cu 16 ăla care ne trebuia. 16. Da, merge o dată. Înțelegi? De 6 ori și Y pe care au 6. Deci calculul pur și simplu în algebrie. Da? Merge după ce. Vreau să rămân un problem, că vreau să văd cu ce mă aleg. Corect. Acum ne alegem cu foarte multe chestii. Mai întâi că putem să alegem o metodă mai ușoară decât cea care m-am gândit eu. Nu, hai să plecăm la început. Eu cred că problema, pentru a fi rezolvată întâi și întâi, trebuie înțeleasă bine. Faptul că sunt atâtea, total atâtea probleme, dar noi ne gândeam că face pe jumătate corect. Matematic cum zicem? Faptul că sunt 26 de probleme, matematic cum scriem? Ați știut să scrieți? Asta e prima relație. Faptul că sunt în total 26 de probleme și pentru unele se întâmplă într-un fel, pentru altele se întâmplă altfel,
Ideea repede este asta, să notăm cu X cele bine rezolvate și pe cele nerezolvate. Cu Y. Cu Y. Deci este primul moment în problemă. Dacă te prinzi cu X și Y, A și B, ce vreți voi? N-are importanță. Deci faptul că sunt două categorii de probleme, pentru care primește și pentru care dă, le notăm pe cele bine rezolvate cu o necunoscută, pe cele nerezolvate cu altă necunoscută, este primul moment. Ca să te duci repede spre suma lor, egal cu 26. Suma problemelor, în totalitate, spune. Da. A rezolvat, elevul a rezolvat în totalitate. Deci după 26 de probleme. După ce le-a tatonat pe toate, că nu le-a rezolvat, poate nu le-a rezolvat, îți permiți să scrii prima relație. Este esențial. Etapa a doua. Miezul problemei, elevul rămâne pe zero. Da. Adică nici nu dă, nici nu primește. Da, pentru că el a făcut, el a dat, a primit un număr care s-a scăzut. S-a compensat. Și noi ar trebui să scriem că X, pentru așa am dat, X ori 8, pentru că primește 8 suma. Euro când face problemă, da, bine, da. O să fie egală cu Y ori 5, care sunt problemele care nu le-a primit. Deci suma pe care a primit-o este să cum obținem? Mulțim câte probleme am rezolvat cu 8. Și după toate aceea zic suma... rezolvat cu 5. Cu 5. Dă 5 euro. Și apoi am făcut în relație. Gata, acum după ce ai fixat peste două relații probleme, acum merge. Fie pe varianta ta că te-ai gândit la că X-ul și Y-ul ar putea să fie tocmai invers, ca 5 ori 140, dar imediat 5 și 8 fac 13, n-ai controlat aici, aici a fost religiunea ta, te-ai dus mare, m-ai focusat pe ce idee? Că se facă același lucru. Să fie egal. Dar nu, nu trăgeai păi da, dar, atenția, nu ți-a atrasă de faptul că suma lor trebuie să facă 26 și fiindcă făcut 13, m-a dublând repede. Și dublând pe 5 aveai 10 și dublând pe 8, 16. Și deodată, problema este făcută deodată. Deci îmi place și ideea care ai avut totul. Iar calculul algebrei, pur și simplu, din clipa că ai aceste două relații, din experiența care începi să o câștigați, scoatem una din necunoscut X-ul 26 minus Y, înlocuim în cea de-a doua, urmează distributivitatea, urmează toată povestea, faci ecuații rezolvate în final, să faci și clasa a patra, unde să fac chestii de astea. Deci cât e problemă făcut bine, domn profesor, până la urmă? Până la urmă am făcut 10 probleme bine și 16 prost. Deci pe 16 prost le-a făcut. Da. Mai multe prost. Da, sigur că da. Încă observații foarte importante. Da, pentru că eu trebuia să fac mai multe prost, pentru că numărul de probleme făcute bine era mult mai mare. Era mai bine. Mai bine. Mai bine, mai bine. Da, e mai bine plătit pentru că e 8 euro și el trebuie să dea 5 euro. Încă observații foarte importante. Deci când tu te apuci la de treabă, în mintea ta, datorită aceste observații pe care le-ai făcut-o, trebuie să știi că X-ul trebuie să fie mai mic decât Y. Fiindcă e plătit mai puțin. Da, păi, dar este mult mai mare ca 5 când deci, îl primești și... Deci X-ul și Y-ul sunt invers proporționale cu 8 și 5. Da, invers proporționale. Să învățați clasa 6, ce înseamnă invers proporționale. Fiind diferent, invers de cum se comportă totul cu 5, am va fi X-ul cu Y-ul. Da? Frumoasă problemă. Problema 11. Un tren pleacă duminica la ora 22 din București. Deci un tren pleacă duminica la ora 22 din București și ajunge la Moscova după 80 de ore. București-Moscova. 80 de ore. 80 de ore. În ce zi și la ce oră ajunge trenul la destinație? La de 5 ore și la Moscova. Păi, e foarte departe Moscova. Nu, deci, un tren pleacă duminica. Duminica. La ora 22. Adică 22 înseamnă ora 9. 10 noaptea. Nu. Nu. 22. Da, 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 la ora 22 din București.
Da. Și ajunge la Moscova după 80 de ore. Gata, m-am primit. În ce zi și la ce oră ajunge trenul la destinație? Stați că vă spun acum. Deci el pleacă la ora 10. Noaptea. Noaptea. Și lui mai trebuie 2 ore ca să se finește, ca să... ca ziua respectivă să se încheie. Adică duminica. Adică îi mai trebuie 2 ore. Da. Și noi scoatem 2 ore din alea 80 și o să-i mai rămână 78 de ore. 78 de ore și ne împărțim la 24, pentru că noi sunt 24 de ore. Și e luni deja, da? Și e luni. Da, da, da. Și este luni deja. Da. Fără cele 2 ore care... Da. Da. Așa, și trebuie să spunem și la ce ore ajuns. Da. Bine, păi 80... 78. Așa, 78 împărțit la 24 o să fie egal cu... 3, iar. Da, 3 ori 6. 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 La 6 ore de la ce oră? 6 ore de la ora 12. 6 ore de la ora 12, adică de când la 12, de la 1. De la 1. De la 1. De la 12 de la ora 1. Deci asta înseamnă că el ajunge... Deci, marți, miercuri, 3 zile. Deci luni, marți, miercuri. Deci el ajunge joi la ora 7. La ora 6. 6 ore. Da, 6 ore, dar plus nu că era la ora 1. Nu la ora 1. La 12 și 12 și s-a terminat. Da, deci la ora 6. Joi la ora 6. Foarte corect. Bine. Nu m-am implicat deloc. Am spus să văd. Tu nici tu, că ți-ai rău când e implicat. Eu când m-am implicat, poziția mea. Vreți să mai explic o dată? Da. Ai, da. Da, frumos, ce spus, nici eu m-am implicat. Tu vreau să te implici. Răspunsul era joi la ora 6, miercuri la ora 20, joi la ora 8 sau vineri la ora 20. Mi s-a spus când am terminat. La ora 6. Deci, da. Haideți să vă mai explic o dată. Deci dacă el termină la ora 22, trenul pleacă duminica la ora 22 din București. Deci a plecat la ora 20, la ora 10 frumos din București. Deci nu. Da, la ora 10. Dar noi știm că până la 12 mai sunt 2 ore, până începe o nouă zi. Și am scos 2 ore din alea 80. Sigur că da. Deci 80, prima mișcare care fac 80 minus 2. Consumate. Da, pentru că... Primele 2 ore, așa, și o să fie 78. Noi știm... Este deja luni. Luni. La ora 0, da? 0, 0. Așa, în momentul acesta... Hai, spune zi tu, așa că e. În momentul acesta știm că ziua are 24 de ore. Așa că le împărțim de 78 la 24. 78. Și ne dă 3. 3 ori 6. 3 ori 6. 3. Rest 6. Rest egal 6. Adică 3 zile și 6 ore. Da. Păi 3 înseamnă... 3 zile. Acele 3 zile, ultima zi, se va termina tot la ora 00. Da. Și ora 00. Adică merge luni. Luni, marți, miercuri și joi ar fi a 4-a zi. Și joi. Miercuri, sau uite așa e zi. Miercuri, joi. Și joi mai are... Joi, ora 6, deoarece tot termină la ora 00 și atunci trebuie să alungăm 6 și este ora 6. Joi la ora 6. Deci joi la ora 6 ajunge. La Moscova. Bun. Bravo, copii. Și a 12-a problemă. Numerele naturale nenule, care împărțite la 5, nenule, care împărțite la 5 dau câtul egal cu restul, sunt... Împărțite la 5. Dau câtul egal cu restul, sunt... Păi, ca un număr se termină la 5, ce mai trebuie să fie 0 sau 5? Și trebuie să fie și rest. Deci, trebuie să fie și același, cât și același. Numerele naturale nenule, care împărțite la 5, dau câtul egal cu restul, sunt... Să vă dau variantele? Nu, să vedem ce spun. Bine, în momentul acesta scrie că pot să notez pe cât și restul, pot să notez cu același număr, nu? Cu aceeași literă. Da.
Dar scrie întâlnirea în părțile cu rest. Da, da. Și scriem că N este egal cu 5 A plus A, nu? A plus A. Adică N o să fie egal cu 6. Observații. Despre A ce ai ceva de spus? Despre A am ceva de spus. Este același număr. Adică este același număr ca... Deci împărțim la cine? La cine împărțim numărul? Este împărțit la 5, trebuie să fie mai mic. Foarte important. Deci A poate fi? A poate să fie 0. A e mai mic decât 5. Este mai mic. Deci A poate să fie 0, 1, 2, 3 și 4. 0, 1, 2, 3, 4. Dar știm că N este egal cu 6A. Exact. N egal cu 6. A, și 5 așa. Așa. Și N... Și dacă... Și dacă... Nu, sau cum? Și dacă... Și dacă N o să fie... Pentru A egal cu 0. Pentru A egal cu 0, N este egal cu 0. Pentru A egal cu 1. Pentru A egal cu 1, N este egal cu 6. Pentru A egal cu 2, N o să fie egal cu 12. Pentru A egal cu 3, N o să fie egal cu 18. Pentru A egal cu 4, N o să fie egal cu 24. Da. Și atunci, acum repunem în varianta N împărțit la 5, să vedem dacă ne dă aceeași cu aceeași S. Nu vede natural, N nu vede. N-am adică diferit. Așa mă supunem, 6 împărțit la 5 este egal cu 1, restul 1. Și asta este bună. 12 împărțit la 5 este egal cu 2, rest 2 și tot bună. 18 împărțit la 5 este egal cu 3, rest 3. 24 împărțit la 5 este egal cu 4, rest 4 și toate sunt bune. Deci care sunt numărele? Numerele sunt 6, 12, 18 și 24. Bun. Ce fel de numere sunt acestea? Acestea sunt, sunt multipli. Da, sunt multiple de 3. De? 2, deci scrii 6. De 6. Da. 6 ai. Da, multipli de 6. Da. Deci, o observație care o vede, pentru că nu e egal 6 la real. Și aici noi ne-am blocat. Dar dacă nu aveați pe ea fixat, puteți să dați cu ea valori până când oboseați. Da. Și interesant mi s-a părut și aici, a 5-a plus A. 5-a plus A, sigur că da. Da, vedeam, este același număr. Este același număr, cât și restul. Da.